Slăviți să fie Domnul. Faptele apostolilor, capitolul 12, relatează această minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Dar din ea putem învăța câteva lucruri, cred eu, importante pentru noi, ca biserică, pentru că observ că e o experiență care se repetă. Pentru noaptea aceea, în noaptea care putea să fie ultima, a trebuit să treacă de două uși. Pe de o parte avem ușa temniței și pe de alta ușa bisericii. Și le putem compara, le putem confrunta una cu cealaltă, să vedem unde e problema. Pentru că ușa temniței o deschide Dumnezeu, dar ușa bisericii o deschidem noi. E responsabilitatea noastră. La ușa temniței Petru nu a insistat deloc, dar la ușa bisericii Petru bătea mereu, fără ca cineva să-i deschidă. La ușa temniței lucrurile erau foarte, foarte clare, dar la ușa bisericii erau multe polemice. El nu e el, e un înger, ba nu e înger, ba ești nebună, ba minte, ba visez, ba... La ușa temniței este apăsare, dar la ușa bisericii este bucurie fără certitudine. De deci, ce n-a deschis roda ușa de bucurie? entuziasm fără rațiune, fără logică. Și noi de multe ori suntem mai mult entuziaști decât sigur pe ceea ce credem. Punem mai mult accent pe entuziasm decât pe altceva și se mulțesc bisericile în care mai mult predomină entuziasmul decât lucrurile practice. La ușa, biserici, la ușa temniței sunt soldați înarmați, 16 soldați erau acolo. Dar la ușa bisericii sunt oameni care se roagă, însă nu cred. Se roagă fără să creadă. La ușa temniții este liniște, dar la ușa bisericii sunt oameni care mai degrabă vorbesc decât să deschidă. Pentru că Roda, e adevărat, a avut bucurie, entuziasm. Dar pe de altă parte, eu cred că era ceva, un instinct pe care îl văd, predomină încă. De ce să intre Petru și să facă el anunțul când pot să-l fac eu? Nu? E mai important, ies eu mai mult în relief, îl prezint eu pe Petru, aduc eu vestea, sunt eu pentru evrei să fiu un purtător de vești bune, era ceva extraordinar, așa cum astăzi pentru unii să predice, e ceva... Asta e lucrul cel mai important, mai mult decât să intre Petru, mai mult decât să vină Domnul, mai mult decât orice. Important e că am dus eu mesajul, am dus eu vestea. Și asta face Roda. În loc să deschidă, se duce să le spună celor dinăuntru. De aceea, în această seară, aș vrea să ne gândim, să confruntăm cele două uși și să ne dăm seama că noi avem marea responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, avem responsabilitatea ușii bisericii. Și ceea ce vă invit în această seară este să deschidem ușa bisericii. Să deschidem ușa bisericii. Ca nu cumva se spunea de la Odicea, Domnul Isus stătea la ușă și bătea. Și înăuntru oamenii se lăudau, spuneau câte au ei, câte nu au și uh, tot ceea ce credeau ei că fac bine. Haideți să deschidem ușa bisericii pentru slujitor, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mesagerii lui Dumnezeu. Haideți să deschidem ușa bisericii pentru cei care vor să intre. Sunt oameni care n-au intrat niciodată. Dumnezeu ne-a anunțat, vor fi oameni care vor veni aici ei singuri vor căuta biserica. Știți că am aflat de multe ori cu durere oameni care au venit la biserică, nimeni nu i-a băgat în seamă. Nimeni nu i-a întrebat, s-a pus cineva lângă tine? Ai venit, bine, ai venit. Cine te întreabă ceva? Am întâlnit experiențe și chiar nu de mult am auzit o astfel de experiență. Am venit la biserică, familie, nu i-a băgat nimeni în seamă. normal, s-a dus în altă parte și tot așa, și tot așa. Haideți să deschidem ușa bisericii pentru cei care vor să se reîntoarcă. Ne vom ruga pentru fiii risipitori, voi doriți să se întoarcă? O, oh, dar când se întorc, stai puțin, stai, cum? vii așa, chiar nu pot să vii așa, să vedem dacă primim, dacă nu primim, să vedem și avem noi mii și mii de discuții. Eu cred că ar trebui, și când spun să deschidem ușa bisericii, înseamnă să deschidem brațele, să îmbrățișăm pe cei care vor să se întoarcă, pentru cei care vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Eu cred că e datoria noastră, eu cred că e responsabilitatea noastră să deschidem ușa bisericii. Pentru că s-ar putea noi să ne rugăm și biserica se ruga și biserica făcea multe, dar lucrul important era atunci să deschidă ușa bisericii să deschidem ușa bisericii pentru minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să lucreze și Dumnezeu lucrează. Dar știți cum e? Noi continuăm să ne rugăm, minunea este deja acolo. Minunea e deja la ușă, răspunsul este, soluția este, Dumnezeu a răspuns, dar noi o ținem pe a noastră, că suntem noi încăpățânați, că... Vă dați seama oamenii aceștia, pe de o parte se rugau, pe de o parte doreau, pe de o parte cereau, pe de altă parte când li se spune răspunsul e aici, nu se poate n cum să se întâmple asta. Haideți să deschidem ușa Bisericii pentru răspunsul la rugăciune. Dumnezeu răspunde astăzi la rugăciuni. Numai că trebuie să fii conștient și ar trebui să ne facem un, un obicei din acesta. Nu știu dacă să lumești jurnal de rugăciune, să scriu undeva, am început să mă rog pentru și ai pus cauza în data de. Și apoi când Dumnezeu îți răspunde să bifezi acolo, să scrii, Dumnezeu mi-a răspuns în data de. De multe ori ne rugăm, Dumnezeu deja a lucrat, Dumnezeu deja a dus soluția, dar noi nu credem. E trist că treci mai ușor de ușa temniței decât de ușa bisericii. E trist. E trist că mai, mai degrabă de acolo, din temniță, lucrurile au mers, au derulat atât de ușor, atât de simplu, și când e vorba de oameni, că totul până dai de oameni și ce fel de oameni, că ceilalți, măcar i-a dormit îngerul, nu știu ce a avut, un anestezic, i-a dormit pe toți soldații, 16 soldați, s a trecut, ușa s-a deschis singur, dar la ușa bisericii, acolo, mult mai greu treci, mai greu ca din temniță. E trist că mai ușor să te rogi decât să crezi. Adică să continui să te rogi când răspunsul e acolo deja la ușă și Asta mai degrabă noi ne mai rugăm încă și nu crezi și nu crezi și nu are cum. E trist că e mai ușor să vorbești decât să deschizi. Roda, în loc să deschidă, s-a dus să vorbească. Dar nu-i timpul de vorbi. Deschide ușa bisericii și după aia să le povestești tu cum a fost și cum a arătat. Dar preferăm mai degrabă să vorbim. Să vorbim decât să acționăm concret, decât să deschidem o ușă decât să întinzi o mână, decât să, să, faci ceva concret pentru fratele tău. E trist că e mai ușor să, să insulți decât să încerci să înțelegi. Oameni care se roagă, și asta e absurditatea, oameni care se roagă, oameni care sunt acolo în biserică, e locul unde a fost botezul cu Duhul Sfânt, e aceeași casă, e biserica, biserica primară, și când Roda vine și le aduce mesajul Petru e la ușă, ei au o replică foarte ciudată, Biblia o consemnează, nu înseamnă că e bună, dar tocmai de asta o scoate în evidență, să-ți dai seama că biserica, chiar biserica aceea primară, plină de Duhul Sfânt, uitați ce cuvinte are, ești nebună. O insultă. Se mai găsesc insulte și în biserică? Din păcate, da. E o realitate tristă, dar e o realitate. Și culmea e o insultă adusă, așa, bazată pe nare cum se întâmplă, las că noi știm, noi ne rugăm, dar uh, numai așa se poate sau nu. O insultă gratuită, aș spune eu. E trist că e mai ușor să faci polemici decât să verifici. Ești nebună, nu se poate. Și au început să discute. Nu era mai ușor, fă doi pași până la ușă și verifică dacă Petru e acolo. Petru bătea la ușă, bătea la ușă. Dar ei nu, dar n-are cum să fie, nu se poate. Și să vă explic eu că n-are cum, că uite, a luat capul lui Iacov că s-a întâmplat, gata, altul poate a avut o vedenie, altul s-a gândit că asta e, ne rugăm doar să-l ducă Domnul în, în rai pe Petru și atâta tot, să-l întărească Domnul în credință și fiecare se ruga. Dar Nimeni nu lua, poate, în calcul minunea, lucrarea, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. De multe ori e mai ușor să polemizezi, să intre în polemici. mai ales acum, nouă, ne plac polemicile. Că avem și mijloacele de socializare unde polemicile au casă mare și largă. Și e ușor să faci polemici. E mai greu să faci ceva practic. E ușor să-ți dai cu părerea de evangelizarea din, de misiunea din, de predica din, de încântarea, dar du-te și tu în misiune, fă și tu ceva. E, mai ușor să vorbești, mai ușor să faci polemici, să-ți dai și tu cu părerea, să arunci și tu o critică în stânga, o critică în dreapta, e mai ușor asta. Dar acționează, fă tu ceva concret, fă tu ceva practic. Asta parcă e mai greu. Și e trist că, din păcate, ușa bisericii se deschide atât de greu pentru că cei dinăuntru, cei dinăuntru nu vor să deschidă, nu știu să deschidă, nu-și fac timp să o deschidă, nu înțeleg că trebuie să o deschidă. Dar în cele din urmă, ușa s-a deschis. Și asta mă face și pe mine să cred, să sper că și pentru Biserica Filadelfia, ușa bisericii să se deschidă. Dumnezeu vrea să mai aducă aici oameni nemântuiți, Dumnezeu vrea să mai aducă din fiii risipitori, să-i aducă înapoi. E important să găsească aici oameni care să le deschidă ușa. Să nu-i țină acolo la ușă, să nu spună: Tu n-ai voie, tu ai făcut asta, tu. Și putem, putem foarte, foarte ușor prin, prin modul în care ne raportăm. Știți că una din marile probleme pe care le au oamenii care au greșit într-un fel, care au o anumită problemă morală în viața lor sau. Ei spun cum se uită oamenii la tine când vii la biserică. Unii se uită așa cu un dispreț, unii se uită insultător, chiar dacă nu spun cu cuvinte, deja din privirea lor, înțelegi cum. Eu cred că ar trebui să deschidem altfel ușa bisericii. Și ar trebui să fim o biserică deschisă pentru că asta vrea Dumnezeu. Și mă rog din toată inima în seara aceasta, Dumnezeu să ne facă pe fiecare dintre noi responsabil, să ne rugăm. Să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă înapoi pe prinșii de război, să ne rugăm ca Dumnezeu să ducă în biserica aceasta oameni care să primească mântuirea, să-L primească pe Domnul. Dar să ne rugăm să avem și noi tărie de caracter, să avem timpul necesar să facem lucrul acesta, disponibilitatea aceasta, deschiderea aceasta, să avem inima deschisă, astfel încât ușa bisericii să fie totdeauna o ușă deschisă. Familiile noastre să fie familii deschise, adică să-i primim pe cei care poate se întorc la Domnul sau se reîntorc la Domnul, să fim oameni deschiși, să ne facem timp pentru ei, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să lucreze. Vrem să ne rugăm, haideți să ne ridicăm, ne vom ruga și vreau pe lângă, e adevărat, ne rugăm pentru cei bonlavi, ne rugăm pentru cauzele pe care le aducem înaintea Domnului în rugăciune de atâta timp, dar în mod deosebit vreau să ne rugăm pentru fii risipitori, pentru cei care sunt în temnița păcatului, pentru cei care sunt în diverse temnițe prinși Poate de acolo ies mult mai ușor și poate mult, cu mult, cu mult mai greu este să intri în biserică. Știți? E atât de greu să vezi că e mai ușor să ieși din temniță decât să intri în biserică. Că mai, mai, mai simplu e să ieși din temniță decât să intri în biserică. Că mai mult timp pierzi la ușa bisericii decât la ușa temniței. E trist asta, e revoltător asta, dar asta este o realitate cruntă în care trăim. Și ar fi bine să deschidem ochii astăzi și să deschidem inima astăzi ca Dumnezeu să poată lucra și să putem să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă înapoi pe prinși de război. Dar să ținem cont, da, ne rugăm, e bine să ne rugăm, dar să nu rămânem la rugăciune, să mergem să mai verificăm ușa și când se întoarce un prinț de război, când se întoarce un fiul răsipitor, nu te duci și spune altă, a, să pocăi și asta, să vezi ce a făcut, du-te și deschide ușa, îmbrățișează, spune, mă bucur, Dumnezeu ascultă rugăciunea. E mai simplu și e mai bine să faci asta. Dumnezeu să ne dea puterea, Dumnezeu să ne dea lumina și înțelepciunea. Amin. Haideți să ne rugăm cu toții, Domnul.